Numai cuvinte de laudă au liberalii la adresa primarului Constantin Toma. Ieri, liderul PNL din cadrul Consiliului Județean și-a arătat susținerea totală față de deciziile pe care edilul vrea să le impună la compania de apă. Întrebat de jurnaliști cum este posibil să susțină un social-democrat, liberalul Raul Florescu a afirmat că nu contează apartenența politică dacă intențiile sunt bune. Putea să fie și de la mișcarea lipovenilor. Atâta timp cât a luat taurul, nu știu, nici nu mă interesează, în privința companiei de apă, vreau să vă spun că a luat deciziile care trebuie, că nu a avut oamenii din subordine pregătiți pentru acest război, că nu a avut infrastructura creată, este adevărat, că s-au găsit tot felul de chichițe. Aduceți-vă aminte că în ultimul an al lui Boșcodeală la primăria Buzău s-au schimbat acte constitutive ale companiei de apă. Nu numai în deciziile ce vizează compania de apă și arată liberalii susținerea, ci și pentru celelalte proiecte anunțate de primarul Constantin Toma. Raul Florescu vorbește de o perioadă de clemență până când edilul va trece la fapte. După 20 de mandat de mandat al lui Boșcodeală vrea să am clemență, iar pentru acest primar care nu are nici măcar un an de zile, ce să-i fac? Să-i scot ochii? Nici măcar un an de zile nu are. Nu vă supărați pe mine, dar nu vă așteptați. Deci la ăla 20 de ani n-a mai spus nimeni nimic. Dacă mai avea posibilitatea să candideze, mai candida încă 100 de ani, iar la ăsta că are doar un an de zile, ce să-i fac? Cam asta este raport. Iar vis-a-vis de treaba asta cu compania de apă, v-am spus, și dacă ar fi fost din alt planet, l-aș fi susținut. Declarațiile lui Raul Florescu au venit în contextul în care, pentru prima dată de la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 2008 Buzău, cea care administrează compania de apă, aleșii județului au fost consultați cu privire la poziția pe care trebuie să o aibă reprezentantul Consiliului Județean în adunarea generală a acționarilor.